Primarul municipiului Constantin Toma a avut inițiativa de a constitui o nouă societate comercială cu răspundere limitată prin asocierea Urbiserv SRL și Transbus SA. Este vorba despre societatea Transurbi SRL, care va avea ca obiect de activitate producerea și comercializarea de mixturi asfaltice și betoane. Este un proiect de a pune în valoare o achiziție foarte importantă pentru municipiul nostru. Este vorba de o stație de asfalt modernă, unde nu o puteam pune în valoare din cauza legislației care nu permite la Urbis să depășească 80% din cifra de afaceri care vine de la primărie. Stația de asfalt, care se află în prezent în proprietatea societății Urbiserv, este una dintre cele mai moderne din țară și are o capacitate de producție mult peste necesitățile Urbis. Dar pentru că din cauza unor impedimente legislative nu poate fi comercializată către terți decât o anumită cantitate de asfalt, stația este folosită doar la 10% din capacitatea ei. Avem o mulțime de comenzi, probabil zeci de mii de tone de asfalt care le puteam da și se putea face profit și de ce nu, Urbisul putea să se dezvolte și mai bine și am ales această soluție legală, pentru că primăria nu mai putea intra direct, să facem o, dacă vreți, o firmă compusă din Urbis și Transbus și, bineînțeles, amândouă să se îndestuleze din profit în timp, iar la Transbus cu atât mai mult, cu cât acest Transbus are nevoie, așa cum știți, și de subvenții. Dacă ar fi depășite cele 80% din cifra de afaceri prin comercializarea mixturilor asfaltice, Urbis s-ar afla în imposibilitatea de a mai obține comenzi de la primărie prin încredințare directă. Este și motivul pentru care se va înființa noua societate, care va avea sediul pe strada depozitului numărul 3, unde sunt amplasate stațiile de asfalt și cea de betoane, și care va fi condusă de un administrator unic. Asta în cazul în care și aleșii municipali vor fi de acord cu constituirea noii societăți și vor vota pentru în ședința CLM din 21 octombrie.